Așa cum v-am promis, este alături de mine excelența sa, ambasadorul Răven Azar în România. Good evening, Your Excellency. Bună seara, excelența voastră. Vă mulțumim pentru prezența la Antena 3 CNN. Mulțumesc, Andreea. Begin this interview. N-am cum să încep acest interviu decât întrebându-vă cu privire la imaginile pe care le-am văzut. Într-adevăr, afectează toată lumea, pentru că vedem copii, vorbim despre spitale. Iar astăzi, cea mai mare controversă cu privire la atacul forțelor israeliene în Gaza ține de aceste bombardamente față de taberele de refugiați din Gaza. Vin acuzații către Israel că au fost atacate zonele Bureș, tabăra Bureș mai exact, Maghazi și Jabalia din nou, plus spitalul Al-Qaeda. Cum răspundeți dumneavoastră la aceste acuzații? Andreea, mulțumesc pentru interviu în primul rând. Ce vedem e situația tragică. Este într-o totul responsabilitatea Hamas. Așa cum am arătat în ultimele zile, Hamas a transformat întreaga infrastructură din Gaza, cuprinsă din spitale, școli și moschei, în bază militară. Practic, toată infrastructura lor se găsește sub spitale, cum avem spitalul despre care chiar mai devreme am făcut dezvăluirile. Vorbitorul de cuvânt al IDF a arătat cum întreg spital a fost construit peste instalațiile teroriste deținute de Hamas. Toate tunelurile se regăsesc sub spital. Ce face Hamas? Nu numai că se folosește de palestinieni drept scut uman, nu numai că împiedică populația să plece către zone sigure, împușcându-i ca să nu plece de acolo, nu numai că împiedică eliberarea ostaticilor, și inclusiv România, aici mă refer și la români, pentru că ar fi trebuit să fi plecat deja, să fie evacuați din Gaza. E bine, Hamas nu-i lasă să plece. Hamas face toate aceste activități, crime de război, împușcă israelieni, răpește copii, își construiește practic infrastructura sub spitale și nu lasă populația civilă să plece. În timp ce ei se apără, iar liderii lor sunt în Qatar, se întâlnesc cu iranienii, totul pe seama suferinței atât a israelienilor cât și a palestinienilor. Este responsabilitatea exclusivă a teroriștilor. E foarte tragică situația, dar noi suntem absolut hotărâți. Trebuie să eliminăm Hamas, trebuie să luptăm împotriva teroriștilor. O facem într-un mod lent și sistematic. În momentul de față, înconjurăm orașul Gaza. Au fost evacuați mii de oameni, însă mai rămân sute de mii în interiorul orașului, care sunt, din păcate, folosiți drept scut uman de către Hamas. Când ați spus noastră și nu doar navastră, forțele de apărare israeliene, precum și autoritățile, ați spus că anumiți civili sunt forțați să rămână acolo. Normal că apare o întrebare. Cum veți acționa? Se folosește cuvântul de acțiune chirurgicală, știți, o acțiune precisă, sau pur și simplu veți lansa bombe. Pentru că apoi apare o altă întrebare. Oamenii sunt obligați să rămână acolo, prin urmare devin victime. Oamenii care rămân acolo, care sunt obligați să rămână acolo, sunt victime. Dar noi ce facem, în afară de aceste bombardamente, încercăm să eliminăm infrastructura, să distrugem infrastructura lor. Pentru că forțele noastre, în momentul în care pătrund, tot ce fac este să distrugă tunelurile, să elimine muniția, pătrund în tot felul de instalații și atacă doar țintele militare. În acest mod,
Forțele noastre progresează lent până când va îndepărta întreaga infrastructură Hamas. E mult mai greu în acest mod, pentru că niciodată în istoria războiului nu s-a întâmplat să fie o zonă atât de dens populată care să fie exploatată în așa mod de către o organizație teroristă. Prin urmare, ei au creat această infrastructură de-a lungul multor ani și așteptau momentul în care noi urma să intrăm astfel încât să încerce să se apere. E clar că asta au dorit, să se apere în acest mod atât de cinic și atât de ironic. O modalitate care, desigur, este menită să dezamăgească comunitatea internațională. Chiar mai devreme, astăzi, un alt grup al Hamas în sudul Libanului au lansat o rachetă de foarte aproape de o bază ONU, numită UNIFIL, care teoretic se află acolo, tocmai să se asigure că nu există forțe Hezbollah la graniță. Și pe lângă ce încercau să facă este să creeze o situație care să ducă la un răspuns al Israelului, astfel încât Israelul cumva, poate cine știe, ajungea să atace și acea zonă a ONU. Deci teroriștii încearcă într-un mod foarte meticulos să înșele întreaga comunitate internațională, dar oamenii își dau seama ce se întâmplă. Vedem în sondaje în întreaga lume. Majoritatea oamenilor, majoritatea publicului, Franța, Germania, în toată Europa, în Statele Unite și de peste tot, majoritatea susține Israelul și eliminarea Hamas. Știu că așa se întâmplă și în România. Oamenii înțeleg că urmează practic Occidentul. În Franța s-a făcut un sondaj, 80% dintre respondenți au afirmat că se tem că ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, adică masacrul absolut oribil în care au fost omorâți femei, copii, e un masacru ce se poate întâmpla și astăzi în Franța. Noastră a spus că urmează Occidentul, Uniunea Europeană. Puteți să ne dați mai multe detalii și să înțelegem și noi de ce credeți că următorul Occidentul. Fac referire fix la acest sondaj pe care l-am menționat anterior, unul efectuat în Franța. Nu, eu vă întreb care este părerea noastră personală. Eu am văzut acte de extremism când am locuit în zona arabă, în Iordania, am locuit și am văzut. Nu doar trebuie să crezi datele care sunt date publicității de către Hamas. Trebuie să credem și ceea ce afirmă liderii Hamas. Ei spun, vrem să facem atacuri așa cum s-au comis pe 7 octombrie de mai multe ori. Vrem să le repetăm. Eu mai spus, de fapt, e destul de clar că lor nu le pasă de propria lor populație. Când o organizație teroristă dorește doar să omoare evrei și să lupte împotriva vestului, e o atitudine foarte problematică. Mai devreme, ascultam când ați oferit un citat liderul Iran care spunea că Iranul dorește, de fapt, să îngenucheze America și să oprească această ordine impusă de vest. Ce înseamnă asta? Că vor să creeze o situație prin care influența lor, iar rachetele și toate muniția pe care o transmit, nu numai că vor intimida Orientul Mijlociu, dar vor intimida restul lumii. Vedem deja cazuri de iranieni și drone iraniene care atacă zone din Europa. Deci sunt lucruri care se întâmplă. Aș vrea să vă mai atrag atenția la ceva ce s-a întâmplat chiar ieri, pentru prima dată în istoria umanității. Rachete balistice lansate din Yemen către Israel, interceptate în spațiu, exact în spațiu. Pentru prima dată s-a întâmplat asta. Înseamnă cumva, chiar mai devreme începusem să vorbim cu un general Crăciun, care este în celălalt platou alături de noi, fost comandant al forțelor speciale, și vă întreb și pe dumneavoastră, când ni se spune că aceste rachete balistice au fost interceptate în spațiu, înseamnă că vorbim despre o rachetă foarte puternică? Una intercontinentală? Sau? Da, exact, întocmai. Iran astăzi deține tehnologia și capabilitatea să lanseze rachete balistice intercontinentale către Europa. Dacă în
Yemen dețin această tehnologie de la Iran și le lansează către Israel, de ce credeți că Iranul n-ar lansa asemenea rachete către Europa? E prima dată când s-a întâmplat, dar vă asigur că nu este ultima dată. Iar Israelul nu va fi unica țintă. Asta este amenințarea cu care ne confruntăm. Ați făcut referire la un sondaj și la modul în care cetățenii europeni se raportează la ce se întâmplă acum în Israel. Poate în momentul de față cea mai mare problemă a Israelului este față de vecinii săi. Ați avut, într-adevăr, un moment extraordinar cu acordul Abraham înainte de acest moment. Prim-ministrul Netanyahu a reușit să ajute și Arabia Saudită să se radieze. Practic, asta a dus pace în zonă. Arabia Saudită, în momentul de față, afirmă că ar trebui o încetare a focului în Gaza. Și ieri, ministrul de afaceri externe din Egipt a afirmat că ceea ce se întâmplă în Gaza depășește dreptul Israelului la autoapărare și citez întocmai. Vă întreb acum dacă puteți răspunde la ceea ce tocmai am menționat și în al doilea rând, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene, domnul Hagari și domnul ministru Galan, au spus că operațiunile în Gaza se extind. Și atunci întrebarea este dacă urmează o a doua fază care va cuprinde și partea de sud a fâșiei Gaza, unde sunt peste 1,8 milioane de oameni. În primul rând, Andreea, Israelul nu va accepta nicio încetare a focului fără eliberarea ostaticilor. Nicio încetare a focului fără eliberarea ostaticilor noștri. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a afirmat acest lucru foarte clar, că Israelul nu va accepta nicio încetare a focului. Nu, în primul rând. În al doilea rând, vom continua să distrugem Hamas, pentru că dacă nu distrugem Hamas, nu va exista pace în regiunea noastră. Așa este. Iranul și islamiștii radicali fac apel la populația musulmană și de altfel eliberează asemenea informații, inclusiv prin canalul Al Jazeera de Qatar, lansează asemenea minciuni cu privire la un număr crescut de palestinieni civili care au fost uciși. Toate sunt minciuni. Încearcă să se folosească de minciuni tocmai pentru a incita populația musulmană și a pune presiune pe celelalte țări arabe care au același interes ca și noi, să eradicheze Hamas. Noi, în misiunea noastră, trebuie să fim foarte concentrați pe ceea ce facem. Vom continua până când vom termina ce avem de făcut în orașul Gaza și trebuie să eradicăm Hamasul din întreaga fâșie Gaza. Nu o să ne oprim, nu ne oprește nimeni. Da. Nici măcar Statele Unite. Statele Unite afirmă foarte clar că Israelul are dreptul de apărare. Și da, în Statele Unite se consideră că trebuie trimis ajutor umanitar, ceea ce se și întâmplă. Camioane cu alimente, cu medicamente au pătruns în fâșia Gaza în ultimele două săptămâni. Am deschis și canale prin care să furnizăm apă pentru fâșia Gaza, să ne asigurăm că oamenii au suficientă apă. Nu o să fim însă de acord cu livrarea de combustibil, pentru că asta va fi folosit de Hamas. Dar spitalele au combustibil? Au, doar dacă nu îl ia Hamas. Astăzi, purtătorul de cuvânt al IDF chiar a prezentat discuții, conversații din fâșia Gaza între cei de la spitale și alte persoane care afirmau că Hamas le trimite combustibil sau nu le mai trimite. Deci știm că de fapt au suficiente rezerve de combustibil și se folosesc de acest joc. Întregul spital era luminat și făceau propagandă teroristă, încercau să arate purtătorul de cuvânt pe un ecran de unde rezultă clar că au suficient combustibil. Și încă o dată,
Spitalul e folosit drept sediu pentru activitatea lor teroristă. Au suficient combustibil, doar încearcă să înșele comunitatea internațională. Noi vom continua să lucrăm pentru a crea coridoare umanitare, pentru a furniza tot ce e nevoie conform legii internaționale. Ne asigurăm tot timpul că lucrăm conform dreptul internațional și vom continua să țintim doar către obiectivele militare. Din păcate, în mod tragic, o consecință a acțiunilor Hamas e faptul că sunt și răniți și oameni care au de suferit. E responsabilitatea lor. E important să înțelegem acest lucru clar. Statele Unite înțeleg acest lucru și tocmai de aceea susțin Israelul. Așa cum a afirmat chiar astăzi